dimineața aveam o discuție foarte interesantă mai devreme cu colegii mei răsăriți de pe fix. De ce ne irosim noi femeile banii pe farduri? Neața, bună! Serus, serus, ce mai dimineața. Faci? Câți bani mai irosești? Dragoș, crezi că femeile și irosesc banii pe farduri? Da, tot timpul. Depinde de femeie. Sunt femei cărora le zici ce faci, mă fardez, de ce, să mă fac mai frumoasă și de ce nu te faci. Da. Urâtă, acolo da, frumoasă. E irosire, dar majoritatea nu. Stai, să-ți mai zic ceva. Deci fii atent, dacă ești femeie faină, te fardezi. N-are niciun rost pentru că ești deja faină. Dacă ești urâtă, te fardezi. N-are niciun rost pentru că oricum ești urâtă și te văd mai încolo. Deci care-i faza? Nu irosim banii inutili pe farduri. Investim în noi, dragi bărbați. Nu irosim timpul uitându-ne la telenovele. Învățăm spaniolă. Nu irosim timpul explicându-le de ce e important domnilor să lase capacul jos de la WC. Greșit. Îi educăm. Ne irosim timpul stând la bârfă cu prietenele. Nu, nu. Noi nu bârfim, analizăm. Tot voi, domnilor, credeți că e inutil să probăm 10 bluze. Uitați că pentru voi le probăm. Da, da. Bărbații, mai cred că irosim foarte mult timp vorbind la telefon. Păi ce să facem până la pauza meciului? Nu irosim timpul pe Facebook, aflăm rețete noi de prăjituri. Nu ne irosim timpul mirosind flori. Vrem să le ținem minte mirosul până anul viitor. Nu irosim balsamul de rufe, nu irosim făina când nu ne iese o prăjitură. Nu irosim apa la duș, nu irosim deodorantul, nu irosim banda de net. Nu irosim curentul când ne dormim cu becul deschis. Nu irosim timpul când mergem la solar și nu irosim timpul când spunem de fiecare dată mulțumesc, dragule. Ceea ce voi nu faceți. Nu e timp irosit. Uite cum ne irosește timpul cu blablaurile astea. Noi nu irosim, noi nu. Haideți un pic, hai să ne întâlnim la Matei Corvin toți. Noi nu irosim, noi nu irosim. Să facem un flash mob, nu? Cu irosit timpul. De ce ai spus că rețineți mirosul florilor pentru anul viitor? Că odată pe an primiți flori, numai asta vrei să zici, nu? Asta încercai să amenzi. Da! Ai văzut? Da, acum mâine nu le mai dă direct, flori. Le dă încriptat, le dă cu manta. Cu manta, pa, știi? Da. Nu ne mai spune. Șmecherie, mă. Da. Dar serios, mie îmi place, mie îmi plac foarte mult femeile. Eu cred că numai pentru asta trăiesc, dar trebuie să recunoașteți că sunteți nebune. Da, eu recunosc, am încheiat emisiunea. O bună dimineață, pa, pa! Sunt nebune după noi. Da, nebune. Apropo de nebunie, uitați, am aici niște obiecte pe care le-am cumpărat, deci, la reducere. Ce-s cu alea, Dragoș, cu chestiile alea inutile? Ce-s cu ele acolo? E adevărat, dar le-am luat la reducere. Și asta e o nebunie a reducerilor, la românii mai ales. Supraevaluăm lucrurile. Avem nevoie de lucruri sau nu avem nevoie de lucrurile astea? Ceava. Le-am luat la reducere. Tot ce vedeți aici am cumpărat la reducere. Nu știam în momentul ăla dacă o să am sau nu nevoie, dar probabil că în timp o să găsesc o utilitate la ele sau nu. Asta mi-am pus apă deja. Să mă hidratez în timpul emisiunii. Pentru o emisiune mai hidratată și mai bună. Și pentru voi e bună. Ce am constatat uitându-mă la televizor? Că toate corporațiile, companiile, toate astea ne-au învățat să prețuim lucrurile mai mult decât merită lucrurile astea. Și asta se întâmplă. S-au devalorizat lucrurile, dar atitudinea noastră față de ele nu s-a devalorizat. Tot le prețuim. Hai să ne uităm în pozele bunicilor, ce aveau în casă. Dacă e să vedem un fundal în pozele bunicilor, vedem că era mult mai liberă casa, mult mai goală. Nu aveam atâtea lucruri. Acum sunt mult mai accesibile, ne putem lua mult mai ușor și ne umplem casa. Mai ales după război, nu prea aveau multe. Mai ales. Bine, atunci din mai multe motive. Da, într-adevăr, o problemă și cu bani. Și atunci, dacă umplem casa, înseamnă că nu mai este loc de oameni. Asta e concluzia pe care am tras-o. E frumos, e frumos. Auzi ce zice, ce frumos zice. Ce am luat cu noi pe o insulă pustie, mă întreb de multe ori. Eu mi-aș lua geanta mea. E clișeul ăla. Da. Dar ce aș lua, hai să nu zicem ce aș lua pe o insulă pustie, ce aș lua cu mine în momentul în care aș vrea să mă mut? Și eu mi-am făcut chestia asta de adaptare, mi-am dezvoltat asta, că de-a lungul celor 10 ani de când sunt în Cluj, m-am tot mutat și atunci mi-am dezvoltat instinctul ăsta de a nu păstra foarte multe lucruri. Astea fac excepție, erau pentru documentarea emisiunii și pentru documentarea termenului. La un moment dat toată casa mi-a încăpat în două sacoșe, atâta de des m-am mutat. Două sacoșe? Toată casa mea, da.
două. Ca la un bladon, ce am pe mine am și în dulap. Da, când mă îmbrac, zici că mă mut. Eu mi-au strugurelul, periuța de din și am plecat unde trebuie să mă mut. Alea sunt accesorii profesionale. Cu alea poți să câștigi bani. Cucu, tu pe ce irosești banii? Eu irosesc banii pe vise. Oh! Te-am luat, a? Eu cred că azi o să-ți meargă așa bine, de nu mai știi de tine. Știi, mă gândeam la chestia aia cu... Că mirosesc banii pe visuri și gânduri. Dacă văd o femeie, știi că există clișeul ăla, cum ai zis, vezi o femeie și, nu știi, e frumoasă, nu e frumoasă, poate nu-i cum-ți place, cum te gândești la ea dacă ai vrea să fie cu ea? Și este chestia asta. Mă, aș sta o săptămână cu ea, sau aș sta un an cu ea, sau chiar o noapte aș sta cu ea. Eu știi cum mă gândesc. Dacă aș rămâne un an pe insulă cu ea, ce aș face? Aș mânca-o sau aș omori-o? Și atunci de-aia sunt foarte singur în ultimii 10 ani, pentru că mă gândesc numai așa la femei. Dacă aș rămâne cu ea pe insulă, sigur aș omori-o sau aș mânca-o. Deci... Bun, și atunci idealul estetic se schimbă foarte mult, că dacă ai vrea una să o mănânci... Știi cum se schimbă? Știi cum se schimbă? Clar! Deci până acum niciuna n-a ajuns la nivelul la care se poate să rămână cu mine pe insulă. Oh. Îmi pare rău. Încă o emisiune, doamnelor și domnilor, cu și despre Adrian Cucu. Da, dar e despre lucruri inutile până la urmă, nu? E un lucru inutil, asta zic, îmi bat capul și mi-arunc banii pe lucruri inutile. Pe fantezii aiurite, care nu și-au sensul, ar trebui să le gândim la alte lucruri mai frumoase. Care e cel mai scump lucru inutil pe care vi l-ați cumpărat voi vreodată? Care ne-a luat, sau cel mai inutil lucru scump pe care vi l-ați luat? Nu-i plasma, mi-am luat plasma aia și-s fericit când mă uit la aia, am cinema la tine acasă. Nu la tine, la mine adică. Nu, o duci pe la prieteni și ai cinema la ei acasă. Zici, mă, vrei o... să ai cinema la tine acasă. Mi-am luat o plasmă atâta. Bine, nu plasmă ca un țăran. Ce sunt, nu aia care cultivă pământul, ea sau ceva. Atâta e, LCD. Și ești foarte tare. Și acum mai pot să scap de televizorul ăla. Da? Nu știu pe ce am dat, dar am dat mai mult ca sigur pe ceva. Cel mai scump lucru inutil pe care mi l-am luat e o eșarfă roz pe care am dat 1.200.000. Cât? Pe care n-am purtat-o niciodată. 1.200.000 pe eșarfă. Deci trebuie să o aduc în emisiune, să o pun aici undeva pe canapea, numai ca să mă simt că am folosit-o la ceva. Hai de cap, meu. Și la mine ar fi chestii de genul ăsta. Ar fi haine foarte multe, care nu le mai folosesc. Sau le-am folosit odată, de două ori. Nu neapărat foarte scumpe, dar orice lucru pe care nu-l folosești, pe care ți-l cumperi și nu-l folosești, e inutil până la urmă. Un lucru scump, inutil. Nu știu ce mi-am mai luat, o cană de filtrare a apei. Frumos, dar trebuie zilnic, dar cum să nu? Sigur. Dacă se oprește apa la chiuvete, să te duci să-ți pui în baltă, să filtrezi. Exact, în urma lăsată de vacă. Pe unde stau eu, pot să trec vacile. Ceva, da. Dacă, în ce e apa și-o filtrezi? Dacă nu faci economie, înseamnă că îi rostești, nu? Voi la ce nu faceți economie? La haine nu fac. La vorbe frumoase nu fac. Oh! La complimente nu fac. La complimente, să avem subiectul ăsta. Mai încolo. La asta nu fac, nu știu. A, și la, tot așa, la lucruri scumpe, inutile, am dubii de multe ori în privința mașinii, dacă merita sau nu cumpărată. Am cumpărat-o când era cel mai scump, în 2008. Asta e tare. Fine. Am plătit o super taxă pe ea. Și nu o folosesc toată ziua. Deci am momente... Eu cu asta am făcut cea mai bună afacere cu mașina. În schimb, mi-am luat un laptop, o rachetă de laptop și nu mă uit decât la filme pe el. Deci aia cred că am dat o grămadă de bani inutil. Dar nu știu de ce. Că poate îmi trebuie peste 5 ani, că nu știu ce faci, poate zbor, m-am gândit eu, știi? Cu laptopul ăla, dar nu zboară nimeni. Dar depinde cum privești, poți să consideri asta documentare pentru rolurile tale. Dar e o documentare. Nu? De câte, așa, pot să mă ascund că-s prost cu faptul că mă documentez pentru rol. Adina Fartușnic este acum la telefon. Bună dimineața, Adina, spune-ne tu cum cheltui banii. Bună dimineața, credeam că mă întrebați dacă am avut și eu păduchi. Simpatică, asta era a doua întrebare. Bine, să ne luăm în ordine. Ai bine, dacă aveai, făceam schimb. Da, noi le ziceam musafiri. Ai avut? Nu am avut, n-am zis, noi le ziceam musafiri. Nu. Deci ai acum. Am acum, o să trec pe la voi să vă las și vă o câțiva. Închideți ușa acolo. Dăm share.
absolut. Și ca să răspund la doua întrebare, eu cheltui banii repede. A, deci pe ce... Cheltuiesc. Îi cheltuiești repede, deci nu știi pe ce. Știu foarte bine. În mall, în anumite magazine, repede, repejor. Deci pe țoare. Cam așa. Și pe ce irosești banii? Tot pe țoale. Nu irosesc bani. Eu fac investiții. Corect! Asta am zis și eu la început de emisiunea, Dina, o să facem fond comun. Hai în emisiunea, să distrugem pic pe băieții ăștia și doi. Pentru ce faci investiții? N-ai vrea să auzi. Pentru un dulap frumos. Bravo, bravo. Credeam că pentru un bărbat frumos, dar e bine și dulap. Nu, nu, pentru un dulap frumos și pentru o ținută frumoasă în fiecare zi. Mi se pare logic. Îmi place asta. Cum unde vei ține și bărbatul, în dulap cu hainele. Investiție bună, dacă ai multe haine, se poți ascunde un bărbat în dulap, da, de alt bărbat sau mai mulți. Deci prima dată, asta e idee foarte bună, prima dată trebuie să ne cumpărăm dulap. După care un dulap foarte mare, da. După aia bărbat, după aia haine să umpli dulapul și un alt bărbat să lasă. Sau îți cumperi un bărbat în formă de dulap și atunci când îți înșeli prietenul, zici, uite ce dulap nou mi-am luat. Mai bine dulapul să nu miște, știi, să nu respire un pic, să nu-i sară clanța. Și dacă nu găsești bărbat dulap, măcar unul care să arate amolie. Dacă vine celălalt să zică, ce, n-ai mai văzut molie? Și arunci bucățele de naftaline, ca la papagal, când ești singură, bineînțeles. Hai să ne calmăm puțin. Adina, ce găsim astăzi? Scuze, plânge un pic. Plânge că... O năpădesc amintirile, probabil. Amintirile din dulap. Ți-a adus aminte că trebuie să-l scoți din dulap. Scoate-l! Nu trăiește numai cu aer. Săracul. O devenim okay. Orice. Cu ziarele, totuși. Adina. Da, Adina, spune-ne ce dulapuri sunt prin ziare. Nu sunt dulapuri, dar... Astăzi, la pagina 4, puteți citi un material cu care ne mândrim foarte mult, pentru că noi am inițiat acea campanie Someșul Navigabil și care în ultimele săptămâni a început să prindă contur. Și chiar joi aceasta, pe 8 martie, o comisie o să se reunească la primăria Clujului și o să vorbească mai multe despre detaliile finale și finanțarea acestui proiect. Așa că merităm aplauze, noi am inițiat proiectul și uite că autoritățile locale ne susțin. Mai vorbim despre Clujul Capitală Culturală a Tineretului, despre clasa pregătitoare, pentru că asta e ultima problemă a părinților clujeni. Mai avem un material pe economic. Da. Bun. Și astăzi o să aflați din ziar de unde vine expresia soare cu dinți. De unde vine? Nu mă întrebați, trebuie să citiți materialul. Hai să ne dăm cu presupusul. Așa. Mușcă soarele ăla, te mușcă frigul. Aici Servus Cluj. Adina, sunt pregătită. Așa. Adina, dacă voi ați... 8-9. Da? Pagina 8-9. Bon. Pagina 8-9. Adina, dacă voi ați inițiat campania cu Clujul Navigabil, aș propune și eu să facem canalul Mori Navigabil. E mai ușor, mai mic, pentru o barcă mică, nu? Un caiac din ăla gonflabil. Merge, merge, merge. Fac un protest cu colegul noi. Adrian. Am găsit. Ăla putem să facem noi între noi, dar Someșul Navigabil e totuși un proiect foarte mare. Adina, am găsit de la cine expresia soare cu dinți. De la ce vine? În această perioadă soarele zâmbește, te ademânește, te cheamă afară, dar când ajungi în dreptul lui te mușcă. Sensul zicalei este că figul nu s-a înmuiat încă. Ce, asta e definiția femeii? S-a înmuiat. Asta e definiția femeii? Da, sigur nu e cu soare, serios? Nu? Nu, păi de-aia port halat, că am niște mușcături la trei femei din dulap. Adina, îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi și în această dimineață. Grijă mare cum îți cheltuiești banii. Ok, mersi. Te pupăm, pa-pam. Eu, pa-pa. Eu l-am lângă mine pe Rareș Ipoș. Bine ai venit, Rareș. Ești obișnuit deja cu TV-ul, știi să ții microfonul.
Ești, asta zic, știi să fii? Ești senzația tenisului de masă din țară și nu numai. Locul 14 mondial, locul 7 la europene sau locul 7 în Europa la categoria mondial. 15 ani, rețineți. Deci concurezi, joci împotriva unor jucători de multe ori cu 4 ani mai mari decât tine, pentru că tu ai 11 ani. Da, așa este, este foarte greu, dar dacă vrei să ajungi mare jucător, trebuie să te ridici la nivel foarte înalt, trebuie să ai voință și să ai valoare. Doar un campion bate tot timpul campioni și doar așa te poți vedea în lume. Corect. Trebuie să faci lucrurile astea, nu să bați pe ea mai mari decât tine. Nu ești inhibat de faptul că ei sunt mai mari, nu te complexează absolut deloc chestia asta, nu? Nu. E chiar o provocare. E chiar foarte bine că lupt, joc împotriva celor mai mari, este mult mai bine așa, pot să așa joc ca și cum la n-am ce pierde. Eu n-am nimic de pierdut, doar adversarul meu care este cu 4 sau 3 ani mai mare are. Și atunci joc fără presiune. Corect. Până la urmă el se face de râs. Bine, dacă putem vorbi așa, de așa ceva în sport, să te faci de râs, da, nu putem vorbi. Dar până la urmă el e cel care pierde, da. Cum bine ai zis, nu tu ai de pierdut. 3 titluri de campion național la simplu, 4 la ca și campion național pe echipe. Asta ar mai fi în palmaresul tău. Am mai citit că la Open-ul Franței e bătut pe chinezi, care știm că sunt, sau cel puțin așa avem impresia, că sunt cei mai buni în sportul ăsta. Da, am reușit să bat un chinez. A fost destul de greu. L-am învins cu 3-2. Am avut 2-2 și 5-2. Da, am făcut 8-5, a cerut timeout, am făcut 10-7 și m-a egalat la 10. Și apoi am câștigat cu 12-10. Ce o fi zis antrenorul la timeout? Poate că antrenorul tău e mai bun decât al lui și asta a făcut diferența. Da, poate. Sau s-o fi demotivat el în pauza asta scurtă, în timeout-ul ăsta, cine știe. Cum e să-i bați pe chinezi? Au un stil special, e diferit față de stilul pe care îl abordezi tu, să zicem, față de cum te antrenezi tu? Chinezii joacă mai mult pe toată masa cu forehand-ul. Eu abordez lovitura mea de bază, este cea cu reverul. Cu forehand-ul fac punct, dar cu hai să reverul... arătăm pentru cei care nu știu. Zici ce e ăla? Da? Și ăsta e reverul. Și ăsta e reverul. Așa. Când dai așa ca un dos de palmă, ăsta e reverul. Când dai așa, ăsta e forehand-ul. Bun. Deci ei au o strategie puțin diferită sau un stil de joc puțin diferit. Țin paleta așa invers? Da, freezer talk se numește, ca și cum ții. Deci e adevărat asta, nu e o legendă. Nu. Da. La ce vârstă ai început cu ping-pongul? Cu tenisul am de masă? Am început la 7 ani. Am început într-o duminică. Trebuia să mergem la schiuri, dar nu era zăpadă și așa că ne-am dus aici în sală, unde l-am întâlnit pe domnul Giurgiuca, care m-a chemat și a zis că am talent și să vin în fiecare zi. Și am venit în fiecare zi, apoi m-am dus la domnul Marchi și acum am ajuns aici, care tata este managerul meu și domnul antrenorul meu este domnul Bledea. Deci dintr-o întâmplare, practic, da, ai pornit în povestea asta frumoasă cu tenisul de masă. Te-ai îndrăgostit din prima, presupun, de sportul ăsta. Da, ți-a plăcut de la început? Da, foarte mult. Până să ajungi acolo în sală, unde ai ajuns prima dată și ai jucat, cum ne-ai zis de întâmplarea asta cu prima întâlnire. Am mai făcut și fotbal. Ai mai făcut și alte sporturi. Da, și tenis de câmp am făcut. Nu înțeles. Dar îți plăcea tenisul de masă? Aveai în plan să te apuci de tenis de masă sau a fost pur și simplu întâmplarea asta? Nu, a fost așa doar. Mergeam în fiecare duminică și dintr-o dată mi-a zis domnul Giurgiu că m-a văzut. El stătea pe acolo, bea cafea și dintr-o dată m-a văzut. Și a zis că am talent și să vin în fiecare zi. Ce fain. Câte zile pe săptămână te antrenezi și cam câte ore pe zi? În fiecare zi, și duminica și sâmbătă. Și în timpul săptămânii 3 ore jumate, iar în vacanțe 6 ore pe zi. 6 ore pe zi. Da. Să mai rămâne timp de altceva? De dormit. Tu mergi la școală acum. Da. Te-ai și învoit, îți mulțumim pentru asta. Te-ai învoit să vii la noi. Îți afectează asta programul școlar? Profesorii sunt înțelegători? Da, profesorii sunt foarte înțelegători și doamna dirigintă mă înțelege și aș vrea să-i mulțumesc pe această cale și
și a fost foarte drăguță cu mine, mi-a dat scutire și a acceptat motivările și este foarte bine acolo unde sunt eu la școală. Și colegii te ajută, adică dacă nu știi odată, dacă nu ți-ai făcut temele, că nu ți-a ajuns timpul, nu că n-ai fi vrut, te ajută, îți dau să de obicei, suflezi, ceva? Am venit odată la concurs și trebuia să dăm test la matematică și am rugat-o pe doamna profesoară ca să dau mâine sau poi mâine testul și au zis că nu este nicio problemă. Bun, profesorii sunt înțelegători, am zis, dar colegii te ajută? Sunt invidioși sau te ajută? Nu, mă ajută. Și unii sunt invidioși. Cum e să fii vedetă la școala la care ești tu? Apropo, la ce școală ești? La liceul teoretic Gheorghe Șincai. Cum e să fii vedetă? Că ești vedetă acolo, te cunoaște lumea, sigur te știe lumea din școală. Mă cunoaște, este foarte bine, chiar ieri am avut domnul inginer, m-a văzut când am jucat pe GSP TV, aveam o oră de tehnologie și a venit la noi în clasă și m-a întrebat doamna de tehnologie, păi de unde te știe domnul inginer? Și am zis că de la, m-a văzut la televizor și că-s campion european la tenis de masă. No. Și zice, dă-mi un autograf, domnul inginer, probabil. Sau îți face o, îți proiectează dacă e inginer o paletă deosebită. Da. Se schimbă, ai schimbat palete odată, ce să zic eu, întreb, că nu mă pricep prea bine la chestia asta. Sunt la nivelul de jucat în spatele blocului, cum jucam când eram mici, pe mesele alea de beton. Două palete am schimbat. Două palete. Am început cu una mai ofensivă, foarte ofensivă. Eram mic, la 7 ani am avut Schlager Off Plus. Asta e un brand de plus, Offensive Plus palete. Sau e o categorie de palete. Da. Și acum am Schlager Light, adică ofensiv, doar ofensiv. Tot mai ofensiv. Da. Tot mai ofensiv. Ce faci tu în timpul liber, dacă ai timpul liber? Că de-aia sunt curios, că am senzația că toți copiii în ziua de astăzi se joacă pe calculator, că stau în casă. În cazul tău nu-i valabil. Mie nu-mi place. Apuci vreodată să te uiți la televizor? Mie nu-mi plac jocurile pe calculator. Foarte bine, lasă calculatorul, să nu te apuci niciodată de droguri. Fetele, numai peste 30 de ani, pentru că îți spun eu, numai îți bat capul degeaba, vezi de ce îți place ție. Tot ce zice colegul meu afectează performanța. Eu am sechele, de-aia îți mai spun de la un om experimentat. Da. O să trecem la meteo, dacă ți-ai la revedere, domnul Dragoș. Mulțumim, Brare, și îți doresc mult succes. Ce o să fie, care o să fie următoarea competiție? În Franța, la Metz. În Franța, la Metz, care e ce? Mondial. Un Open mondial. Da. Și o să te întorci cu medalie, eu așa sper, cred. Eu sper. Mă uit în ochii tăi, văd determinarea și știu că o să te întorci cu medalie. Văd determinarea.